Situație controversată în cazul Ion Călinoiu. Agenția Națională de Integritate a criticat în termeni duri punctul de vedere al direcției juridice a Prefecturii, ce a stat la baza ordinului de revocare a mandatului lui Ion Călinoiu. Asta în condițiile în care, exact cu un an în urmă, într-o situație similară, cerea revocarea unui deputat. Mai mult, pentru că Parlamentul, prin Camera Deputaților, nu l-a revocat pe Petre Roman, Ani a amendat membrii Comisiei Juridice cu câte 2000 de lei. Cazurile celor doi sunt asemănătoare. Și Petre Roman și Ion Calinoiu au fost declarați incompatibili de Ani și unul și celălalt au contestat rapoartele în instanță, dar nu au timbrat și acțiunile le-au fost respinse prin hotărâri definitive. Ambii au făcut a doua contestație și în ambele dosare, juriștii Ani au invocat faptul că acțiunile au fost introduse tardiv. Curios, reprezentanții Ani au acționat cu unități de măsură diferite. În cazul Petre Roman, după prima acțiune, deși a doua se afla pe rolul instanței, Ani cere în două rânduri camere Deputaților să-l revoce și motivează că a doua contestație a fost introdusă după termenul legal. În cazul Ion Calinoiu, Prefectura Gorj ia măsura revocării, așa cum Ani solicitase în situația lui Roman. Însă aceeași Ani susține că cel declarat incompatibil la Gorj trebuie menținut în funcție. Reprezentanții agenției se contrazic, deoarece în instanță au ridicat excepția tardivității. Ceea ce ridică semne de întrebare este modul în care Agenția de Integritate a acționat, trimițând pe fax a doua zi după emiterea ordinului prefectului un răspuns datat cu o săptămână în urmă. Surse invocate de jurnaliști au confirmat că reprezentanții prefecturii Gorj au sesizat DNA în acest caz.